Un scandal uriaș a lovit cel mai puternic ordin budist sud-coreean. 6 lideri din conducere au demisionat după ce mai mulți preoți au fost filmați în timp ce jucau poker pe mize de loc neglijabile, beau alcool și fumau. Incidentul a fost făcut public cu doar câteva zile înainte de cea mai mare sărbătoare din calendarul budist. Sunt imagini de culise din viața unor preoți budiști, adunați în camera unui hotel de lux, au uitat de cele sfinte. În imagini se poate vedea cum schimbă sume mari de bani. Miza jocului e mare, aproape $1.000.000, așa că își fac curaj cu câte un pahar de tărie și un trabuc. Nici nu bănuiau că un spion se află printre ei. 13 시간을 장장 마라톤 도박을 했어요. 스님들이 Consecințele comportamentului iresponsabil al călugărilor au fost resimțite până la vârful ordinului. 6 lideri din conducere și-au dat demisia după ce înregistrarea a ajuns pe mâna poliției. Pariurile sunt interzise în Coreea de Sud, în afara unor zone speciale unde se găsesc cazinouri, în special pentru turiști. Un moment șocant.